tot la Disflow. Un soare frumos, afară, după amiază, minunat. Uitați-vă așa frumos, ruminim cărnița între ei. Ia uitați-vă aici așa. Este cărniță de vizită, de bis. Așa uitați-vă, numai un pic așa o ruminim. Vedeți, da, pe o parte și pe alta. Tamuș punem toate cele trebuințoase, prieteni. Uitați-vă aici, azi avem nevoie, știți voi bine, ceapșoară, morcovel, morcovel așa proaspăt, care bun. 2 picășelii de ustroi, 2 cuiari de iuț, de aici de iuț. Avem și un pic de paprika de asta afumată, doar un pic pentru culoare numai. Și aici avem un pic de specii pentru plov. Toate celelalte, preprava de plova. O găsesc pe tăți locul, un pic de sarișică, niște fasolițe de astea, gata, fierte, muiete. Și acum, băieți, începe procesul. Ce se pregătește în bachiardul de la fabrica de bunuri, la Alexandru. Așa, avem aici un zirvac. Și zirvacul ăsta știți pentru și, da? Așa încetșorul plăcătește, două cășelii de ustroi, un tucărășel iute. Lăsăm așa la foc încet, plăcătească. Și peste 30 de minute vom pune orezelul. Facem un plov azi, prieteni, cu carniță de bif, de vacuță, așa că timpul e foarte frumos afară azi. Se potrivește de a face ceva bunișor la disc. Uitați-vă, facem plov azi, nu în șaun, dar în disc, prieteni. Așteptăm rezultatul. Hai să vedem și s-o prăgnit aici la prietenul vostru Alexandru. Hai să deschidem aici, aici tot e călduț încă, ne-am să auzim noi. Ceva extraordinar, ia să vedem. Ai, 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 ai. Ia așa să vedem noi. Așa, ia să vedem așa, o leacă așa. Ai, 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 uitați-vă așa, prietenașul. Pelele, ca și ustroi așa aici, ai? Hai să-l mesticăm așa o leacă. Vedeți aici, da? Nu ars nimic ala aici, prietenilor. Ia uitați-vă aici, tot e curat. Hai ca mai de aproape. Nu s-a lipit nimic, vedeți, da? Foarte finuț, foarte finuț. Așa, prietenilor, uitați-vă, aici a fost finalul pentru orezelul nostru, plovul nostru de azi. Un pic carne au fost divită, o șert un pic mai mult, dar e ok. Uitați-vă morcugelul ăsta, ia, așa e întreguț, tot frumos. I-am stat așa un pic așa să luăm așa aici degustația asta, ia să vedem noi. Și s-o prinita prietenul vostru Alexandru aici. Nu-i bun. Trebuie murătură de atâta nu-i bun. Prieteni, e foarte gustos, foarte sarea. Dacă doritorii vreți mai sare, puteți pune mai multă sare. Aici parcă un pic s-ar mai trebui un pic de sare, dar ai mei nu mănâncă tare sarat. Dar nu e o problemă, fiecare când servim la masă, ne punem cât ne trebuie nouă. Prieteni, un pic a fost îndelungată lucrarea, dar să știți că s-o meritat, prieteni, uitați-vă așa, așa, nu s-o nimica, nu s-o fermentat, nu s-o prins boțuri nimica, uitați-vă așa, fain. Așa că, prieteni, poftim la masă, vă doresc numai succes și vouă în continuare și plovușor putem face și la disc, numai bine.